apartamentul. Da. Mm-hmm. Vezi, are vedere spre parc. Da. E foarte fain. Îți place? Da. Da. Camerele nu sunt foarte frumoase, dar e luminos. E luminos. Da, 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 și ai văzut piața, e la 2 pași. Și e o piață destul de ieftină, da, să știi că am verificat. Fain, de tot. Pe ce loc, nu? Pe loc, trebuie să avem căsuța noastră, o să avem căsuța noastră în sfârșit. Da, da, da. Auzi, o să plătim noi până la timp, dar asta e, nu? Da, să plătim, dar asta e, nu? Ce s-a întâmplat? Un șocolat, am văzut un șocolat. N-are cum să fie șocolat, că e blocul nou. Îți spun sigur că am văzut un șocolat. Mamă, că n-are cum să fie șocolat. Era ceva, sunt sigură, cu multe piciorușe, cu bot, cu multe zgrii și multe. Cu multe piciorușe? Poate era o midă. Ai un fom mișto de mine că nu era sigur o midă, că era mai mare și avea blană gri. Gri? Ce fel de gri? Cum ce fel de gri? Gri, gri, șobolan. Era un șobolan până la urmă, nu? Era ceva, sunt sigur, un șoarece sau un șobolan sau ceva. Auzi, dacă ai dreptate, să știi că am încurcat-o. Sigur că am încurcat-o. Nu putem locui cu un șoarece sau mai ales cu dita mai șobolan. Știu, avem nevoie de o pisică. Da, da, sigur. O să rog pe mătușa mea să ne împrumute. Nu, nu, te rog, nu. Găsim noi pisică, venim prin apropiere, o aducem și ne facem treaba. Sigur, dragule, și să nu umple casa de purici, nu? De ce orice pisică are purici? Oh, ce tâmpenie! Nu este adevărat, pisicile care sunt bine crescute nu au purici. Pisica lui mătușa mea sigur n-are. Pisica lui mătuși, dar sigur nu are, că pisică perfectă, ca și mătuși, ca și tine, ca și tot neamul vostru. Știi că tot o pisică cu purici e mai bună decât una fără. Asta este o foarte mare tâmpenie, să știi. Poate pișcăturile lor o fac mai agile, aleargă mai repede. Sigur, cum să nu? Și o să fiu prin casa de purici, nu? Eu nu stau într-o casă cu purici, ai înțeles? Nu stau, domnule! Extraordinar, prințesa lui Pește Plăci. Da, mă, că am dat și avansul la bancă.